Bun, să și încercăm să vedem dacă merge. Dacă nu, comandăm. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, adică a mea. E o ediție de primăvară, o ediție în care renaștem, o ediție în care mâncăm ușor și încercăm să o ardem mai pe vrăjeală sentimentală, în sensul că avem o rețetă simplă, de inspirație belgiană. Mă rog, belgienii spun și ei, go friend, go friend. Și de aici a apărut sindromul ăsta de gofre. Gofre din cartofi și somon afumat și puțină smântână. Deci finețe, rafinament, eleganță. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Am o strigătură preferată, care vine din zona de proteste a pandemiei, care este vrem la aparate, vrem la aparate, avem aparat de gofră, care e foarte fierbinte, ca sufletul meu. Așa este sufletul fiecăruia când vine primăvara și de-aia încercăm ceva mai pe finețe, mai ieșind din tochitură și batem ou, de necaz, că așa e la început de primăvară, e răbășitul oilor și bătaia oului. Lucrăm cu fulgi. Avem fulgi de cartofi, din care am făcut această mizerie de pireu, dar o să înțelegeți de ce. E mult mai bine, mult mai simplu, se leagă mai bine. Și din acest pireu, pentru că, da, trebuie să creăm ceva, un contrast din ăsta sărat, nu e un gofre obișnuit, arată destul de bine omogenizat. Aici avem niște unt topit, puțin câte puțin din acest unt. O să obținem un aluat ca ăla de gofră, doar că pe bază de pireu. Deci știți că știu că se spune piure, așa că nu lăsați ură în comentarii, că nu e cazul. În ultima vreme am început să umblu cu nucșoară la mine, am părăsit dafinul cu totul. Și de asta, mulți mă întreabă, Răzvan, ai cumva niște nucșoară? Sigur că da, imediat scot nucșoara. Un pic de piper de Alep sau fulgi de chili. Piper. Ouălele și lucrăm cu tandrețe, ca în anotimpul iubirii, așa cum se fac toate, primăvara. Încă puțin unt, pentru cei cu colesterol puternic. Să nu vă duceți la analize după ce mâncați chestia asta. Mai punem niște ouă. Finalmente trebuie să obținem structura unei smântânici grase. Scuze pentru grase. Corpolente. Punem și drojdia uscată. Să ziceți, dar de ce punem și drojdia? Așa scrie rețeta. Niște sare merge. Și mulți dintre voi mă întreabă, dar lapte nu pui? Pun. Bine, există deja niște lapte în pireu. Dar voi nu vă luați după lucrurile astea. Urmăriți rețeta în continuare. Ăsta este uns cu ulei, un pic. Ar fi bine să-l lungeți, vedeți că fumegă, îl mai lăsăm puțin să se încingă. Îl lăsăm în pace, vedeți că are beculețe aici. Exact ca la semafor, când e roșu așteptăm, când e verde traversăm. Bun, să și încercăm să vedem dacă merge. Dacă nu, comandăm. Îl punem chiar ca animalele așa. Și acum ne uităm la ceas și așteptăm cam 3 minute. Ar trebui să fie puțin crocante și nu pufoase, cum le fac toți fraierii. Dar în fine, stătem puțin liniștiți, vedeți, s-a stins și ăsta roșu, deci ce are baba, n-are moșu. Acest orfeu al bucătăriei belgiene. Asta este harpa mea. Harpa, scuze. Dar mulți mi-au spus, Răzvane, lasă harpa, du-te înapoi la țambal. Ia, hai să încercăm. Să scoatem una. Cum spun belgienii, așa. Vedeți că ei vorbesc în belgiană. Da, vedeți, ea e sărată, e și puțin iute, e un alt fel de gofră. Sigur că păstrează aerul la dulceac de, dar nu e atât de dulceac și e o gustărică sărată minunată pentru anotimpul iubirii. Da, în fine. Deci, avem felii fine de somon și un peu de smântânic.
Cu astfel de gustărică, problema iubirii, după mine, este ca și rezolvată. Dacă nu e, sigur e. Sau apare, în orice caz. Asta este rețeta mea de gofră de cartofi cu piper de Alep, cu somon, cu smântânică și cu tot ce ne trebuie nouă într-un anotimp în care renaștem.